Bună ziua! E o zi cu mare emoții pentru comunitatea noastră din Târgu Ocna, pentru că astăzi, într-un timp foarte scurt, am reușit să producem un eveniment, un eveniment cu emoție, cu istorie, cu inginerie, cu frumos, cu artă, cu oameni care au scris istorie, care au creat istorie. Iată că a făcut bunul Dumnezeu ca Târgu Ocna să fie așezată lângă localitățile de valoare a României și la evenimentul nostru de astăzi, mă bucur că suntem prezenți atât de mulți, chiar dacă este o zi de lucru și e precedent al unui weekend puțin prelungit cu mari sărbători naționale și religioase, dar avem un eveniment care se numește În Lumina Culturii, opera lui Angel Salini. Știm cu toții că acest mare om al României, acest inginer, a construit lucruri durabile, lucruri care au rămas în timp și pe noi ne emoționează, dar cred că totodată ne responsabilizează, pentru că acest om a lăsat mărturii și la Târgu Ocna. Și o să vedem în prezentarea de astăzi că lucruri care au fost inventate de mintea și de gânduri și de desenele pe care le-a propus, au lăsat mărturii alături de alte localități mari din Târgu Ocna, ceea ce ne onorează pe noi. Avem oaspeți distinși astăzi, de cele mai din instituțiile României, și aici am plăcerea să-l salut pe domnul ministru secretar de stat, domnul Gabriel Bunduc, din Ministerul Transporturilor. Bine ați venit la noi! Avem aici creatoarea acestui eveniment, doamna prioteasa Cornelia, inițiatoarea unui proiect alături de alți oameni dragi. Bine ați venit! Avem aici invitat pe domnul director și partener în acest proiect, domnul director al Muzeului CFR din București. Bine ați venit, domnule director! Și dacă acum 2 ani puneam și noi o mică parte din energia noastră alături de domnul director Ilie, directorul unității Salina din Târgu Ocna, unitatea de elită și de reprezentare a comunității noastre și practic bazele comunității s-au creat pe existența acestui zăcământ național, Sarea, și îi mulțumim că domnul este alături de noi. Bună ziua, bine ați venit, domnul Tiba. Și domnul Tiba, directorul tehnic în acea perioadă. Domnul director actual, domnul Bogdan Dominic. Domnul director de producție, domnul Soare. Colegi din Consiliul Local, domnul Barna, domnul Robert Aparaschive, domnul Marius Bucuroiu. Colegii noștri din primărie și, dacă am omis pe cineva, reprezentanța unităților de învățământ și cred că acest eveniment este pentru dumneavoastră. Dacă, de asemenea, Consiliul Județean, Bacu, scuze, da? Eu sunt de acasă, eu de acasă, da, și eu cred că acest eveniment pune în valoare istoria pentru dumneavoastră. Pentru că reprezentați viitorul. Trebuie să descoperiți aici, în aceste planșe și în poveștile pe care ne prezintă onorată asistență. Și o să vă lăsăm să le descoperiți. Haideți, poftiți! Haideți, încoace! Și pe stânga, și pe dreapta. Un prieten al orașului, domnul Iulian Bucur, reprezentantul Muzeului de Istorie de la Bacău, un iubitor al Târgu Ocnei, un prieten al Târgu Ocnei, un bagaj întreg, pentru că atunci când m-am cunoscut cu dânsul, mi-a povestit o istorie foarte interesantă despre o clădire pe care cu toții trecem în fiecare zi, Casa Borisov, și o să o descoperim odată împreună acolo, făcând o oră de istorie în aer liber. Bine ați venit! Da. Să intrăm în subiect.
o invit pe doamna Cornelia Preveța să ne dezvăluie secretele acestui proiect. Stimate domnule ministru, stimate domnule primar, stimate domnule director al Salinei Târgu Ocna, îmi permiteți să mă adresez în prima linie pentru că reprezintă persoana care ne-a ajutat să dăm startul acestui eveniment acum 2 ani. Proiectul nu este întâmplător și mă adresez și dumneavoastră elevilor și tuturor care au avut în viață situații de genul ce coincidență. Din experiența acestui eveniment vreau să vă spun că nimic nu e întâmplător. Când este să fii pe calea cea bună, se spune că Dumnezeu îți dă semne. Trebuie doar să fii atent. O reclamă, orice, poate fi un semn, un mesaj că ești pe drumul cel bun. Acum 2 ani ne-am dorit foarte mult ca asociație nou înființată să facem și noi un prim proiect pe fonduri europene și era Ziua Culturii. Am lucrat în seara aceea până la 12 noaptea, erau niște condiții de a te înscrie cu proiectul. Colega cu care lucram era de la Iași, eu eram din București și la 12 noaptea, fără 4 minute, am fost foarte mândră că am transmis proiectul. A doua zi am constatat că proiectul nostru nu a trecut. De ce? Că nu trimisesem un document. Și atunci am spus, nu putem să ne oprim pentru că avem un grafic, dar ce ne facem? Pentru că suma de care aveam nevoie era destul de mare. N-am gândit și am spus așa, am zis în lumina culturii opera lui Angel Salinin, pentru că la acel moment am zis, o să mergem și noi la fiecare obiectiv realizat de Angel Salinin și aprindem un reflector în seara aceea de lumina de Ziua Culturii. Dar pentru că nu mai aveam bani, am renunțat la reflector. Și am rămas cu cel de-al doilea proiect, expoziția fotodocumentară. Am intrat pe internet, am găsit obiectivele și primul pe care l-am găsit era la Târgu Ocna. L-am scris la liniuță ca orice elev disciplinat, am luat toate orașele importante la rând și am zis repede, o să facem așa. O expoziție fotodocumentară itinerantă. O ducem în fiecare oraș, o prezentăm și așa ne facem datoria. Simțeam că este o datorie. Și vreau să vă spun că aseară când veneam cu trenul spre dumneavoastră, simțeam o emoție specială și mă întrebam ca psihosociolog ce sunt, ce îmi determină starea aceasta, pentru că nu sunt de aici. Mă simțeam ca atunci când te întorci acasă, dintr-o excursie și vrei să spui celor dragi ce ai văzut pe drum. Simțeam nevoia să vă povestesc ce s-a întâmplat în acești 2 ani pe unde am fost cu această expoziție. Și totuși, de ce simt așa de mult să spun povestea aici, acasă? Și atunci am realizat că gestul pe care domnul director l-a făcut atunci de a plăti cele 30 de imagini am avut, a plătit personal imprimarea acestor tablouri, a făcut să ne legăm sufletește de localitate, de domnia sa, de Târgu Ocna. Dar mai presus de orice, de acest obiectiv care se numește Teledinamicul de la Târgu Ocna. Era primul obiectiv de care și noi aflam pentru prima dată, eram mândri că noi l-am descoperit și putem merge mai departe să povestim. Am plecat cu tablourile pe care le-am tipărit la București, la prima expoziție care a fost la Biblioteca Academiei Române. Și vă spuneam de sincronicități și vă rog să mă credeți și am să vă povestesc acum că nu este nimic întâmplător. Dacă la Târgu Ocna aveam teledinamicul, la București trebuia să găsim ceva care ne leagă de Marele Angel Salinin.
Am mers la domnul director al Bibliotecii Academiei Române, unde intenționam să permisăm expoziția, domnul profesor Noica, fratele renumitului filozof Noica, și mă așteptam să ne ceară o sumă mare pe sală. Și surpriză, fără să știu că e pasionat de Angel Salini, că este un renumit inginer constructor care a studiat la școala lui Angel Salini, a chemat secretara și bibliotecara șefă și a zis, vă rog să puneți la dispoziție tot ce are nevoie doamna, sala o aveți gratuită. În ziua de 15 ianuarie, de Ziua Culturii, Biblioteca Națională, Biblioteca Academiei Române avea pentru prima dată două vernisaje. În clădirea veche Mihai Eminescu și noi în clădirea nouă, care însemna cupola de sticlă a Bibliotecii Academiei Române. În ultimul moment, pentru că știam că o să vină televiziunea Trinitas, am întrebat pe o doamnă care era șefa de la colecția de stampe, vă rog frumos, nu aveți ceva care să ne lege de București, că eu nu știu nimic, știam decât că a fost învățat în București. Și îmi spune la telefon repede, mergeți în cupola de sticlă, vedeți că pe un perete în față este o poză cu directorul Bibliotecii Academiei Române, primul director. Și acolo sunt niște scrisori, vedeți că e corespondența cu Angel Salini. Vă imaginați ce am trăit atunci? Vă imaginați ce înseamnă, nu zic imposibilul, adică cum tu să fii aici în sală cu o expoziție de Angel Salini, să te întrebi în București ce este și să ai pe peretele din față scrisoarea, corespondența cu primul director al Bibliotecii Academiei Române. Atunci am pozat-o pentru că era un scris aproape indescifrabil. Și am scris-o repede pe telefon și vă citesc și dumneavoastră acum. Cine are ocazia să viziteze Biblioteca Academiei Române din București pe Calea Victoriei, la cupola de sticlă veți găsi ceea ce eu vă citesc acum. Și scrie așa, preastimate domnule Salini, scrisoare adresată de Ioan Bianu lui Angel Salini, în cei trei ani, 1907-1910, cât ați condus ca președinte lucrările Academiei Române. Atunci aflam că a fost președinte al Academiei Române Angel Salini. Deci o altă mare surpriză. Ați făcut să se organizeze serviciile Academiei Române și să se asigure situațiunea funcționarilor care își dau cunoștințele și munca lor spre a ajuta această instituție să-și îndeplinească înalta sa menire. Regulamentul fondului de pensii votat în 7 aprilie 1908, regulamentul pentru serviciile Academiei Române votat în 1909 sunt rodul stăruinței dumneavoastră. Ele dau siguranță viitorului pentru funcționarii și familiile lor. Și prin aceasta le dau liniștea și prin aceasta le dau liniștea necesară unei munci rodnice. Funcționarii Academiei Române vă sunt adânc recunoscători și vă roagă, preonorate domnule Salini, să binevoiți, să primiți ca semn văzut al recunoștinței noastre această mică statuietă de bronz a Minervei, pe care cei care o să vizitați în București Biblioteca o să vedeți că este simbolul Academiei Române, care este emblema Academiei noastre. Și de aceea vă va aduce aminte de legătura, de sentimentele care ne unește de domnia dumneavoastră pe noi funcționarii ei. Astfel, domnule Angel Salini, ați lăsat brazdă luminoasă în viața și activitatea Academiei Române. Ion Bianu, 1911. Aceasta este sincronicitatea de care vă spuneam. Acestea sunt minunile care se întâmplă atunci când dorești să faci ceva. Se pare că intri pe o frecvență astrală și tot ceea ce se întâmplă te ajută să îndeplinești. Din momentul acela mi-am dat seama că putem merge mai departe. Am fost la Cernavodă,
pentru Cernavodă căutam la fel ceva inedit și acum n-aș vrea să vă rețin mai mult că sunt mulți vorbitori. Am revenit la Academia Română, căutam în niște cărți și imaginați-vă că la un moment dat, pe pervazul ferestrei de lângă mine, văd un ziar îngălbenit de la 1800, de 1900 cât era acolo și văd podul. Văd podul pe două pagini, o schiță în ziar. Pe cealaltă pagină, statuetele de la pod. Cum vă imaginați? Și nu era ziarul meu. Nu l-am împrumutat. Era cineva care studia ceva, un articol din vremea aceea. Și atunci am găsit documentul care este îngropat la piciorul podului în două exemplare. Noi l-am găsit pentru prima dată, sunt două exemplare, unul la Academia Română, la Arhive, și unul la piciorul podului. Când am fost la Constanța, un profesor de la Universitatea Ovidiu zicea, doamne, după Revoluție, eu m-am dus cu niște muncitori și am săpat acolo, că știam de el. Vă dați seama să sap, să scoți... Și așa a fost cam prin toate orașele. În acest moment suntem aici pentru că am vrut să vă aducem acasă copiii pe care i-am plimbat în 7 orașe, aceste opere inestimabile, pentru că schițele de la Târgu Ocna se găsesc acum doar aici și la arhiva noastră de la primărie. Și ca să spun obiectivul final, stimate domnule ministru, dacă ați avea abilitatea să ne ajutați și cred că nu spun ceva așa să ne fie jenă, dar eu înainte de acest proiect veneam cu o delegație de la Medjilia, niște cetățeni străini la un monument, veneau din Suedia să vadă și podul. L-am vizitat, au rămas impresionați, dar acolo era ceva, nu spun neîngrijit, mai mult decât neîngrijit, și ei au zis, păcat că e ceva frumos și ați putea să faceți mai mult. Și atunci ne-am propus și aici este rugămintea, dorim să facem o expoziție cu caracter permanent la capătul podului, o clădire care a servit organizare de șantier pentru cei care au lucrat la pod. Avem foarte multe materiale să le putem expune acolo. Sunt mulți turiști care vin străini, turiști români, și ar fi o zonă, să spunem, turistică pe care am pune o valoare, dar am și prețuit-o așa cum se merită. Și nu în ultimul rând, ne-am propus și avem și adresă la Ministerul Transporturilor și a fost aprobată, dar probabil o să fie nevoie de fonduri. Toate aceste obiective să le punem un fel de emblemă. Acest obiectiv a fost construit de angajamentul. Aceasta e misiunea noastră și se spune că niciodată nu suntem întâmplători într-un loc. Toți care sunt aici sunt pentru că au potențial pentru acel ceva. Și acel ceva se numește Angel Sarini. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc mult! Și nimic nu e întâmplător, așa cum spunea doamna, chiar dimineață, când m-am trezit, am spus prietenilor noștri că prin amabilitatea colegului și celui care promovează localitatea Târguna, Todi, colegul nostru, am văzut o imagine în care 27 noiembrie 1889 se inaugura gara Salina. Deci, acum două zile. Iată ce eveniment, cum s-au rânduit lucrurile și noi ne-am propus prima dată să facem evenimentul chiar întâmplător, pe 27, dar așa au fost agendele încărcate și l-am retransmitat pentru astăzi. Deci este o mare bucurie. Pentru că nu ne-am propus să facem nimic regizat, pregătit, ca să ieșim un pic din stereotipurile unei manifestări de acel gen, eu aș lăsa ca să ne punem întrebări, să ne povestim lucrurile frumoase, să ne prezentați, gânduri, mesaje ale instituțiilor și ale reprezentanților instituțiilor pe care le conduceți. Și ar vrea cine dorește să spargă, să rupă un pic
Pentru că pe emoția. Pe mine agenda mă cheamă într-un alt loc, aș vrea să vă spun și eu câteva cuvinte. Mulțumesc în primul rând domnului primar pentru invitație. De fiecare dată vin la Tegocna cu bucurie și știți cu toții asta. Ați văzut că mai să mă omită din prezentare, domnul primar, tocmai pentru familiaritatea pe care o avem în, la multe evenimente și nu numai. Mă bucur foarte mult că acest centru cultural din Târgu Ocna a devenit aglomerat, dacă e să folosesc un termen așa mai eufemistic. Mereu sunt evenimente culturale și asta este bine pentru că Târgu Ocna a fost de-a lungul vremurilor practic capitala Văii Trotușului. În ultimii 50 de ani Oneștiu a catalizat foarte mult pe zona industrială și a devenit un oraș mai important, dar din punct de vedere istoric, indiscutabil, Târgu Ocna este centrul Văii Trotușului. N-am să fac eu o prezentare a marelui inginer Salini, pentru că o să las specialiștii să facă acest lucru. În schimb, am citit și eu, documentând un pic Wikipedia, că de fapt legătura lui Salini cu Valea Trotușului este mult mai puternică decât acest funicular pe care l-a menționat antevorbitoarea mea. Practic, întreaga cale ferată de la Jud până la Ghimeș a fost în mare parte opera acestui mare inginer. Și ca să fac și o paranteză, în ultimii ani clasa politică a hotărât că ultimul program de finanțare locală să se numească Angel Salini, program din care Târgu Ocna, bineînțeles că nu lipsește, două proiecte majore, apă, canalizare și gaz și infrastructură rutieră. Proiecte la care, evident, Consiliul Județean Bacău este parte și va pune umărul acolo la finalizarea acestor proiecte. Îl felicit pe Cristi Ciubotaru pentru că organizează acest tip de evenimente care cred eu că pentru generația care urmează au o însemnătate deosebită. Trebuie să prindă busola, să știe de unde venim, unde ne aflăm și încotro ne îndreptăm cu toții. Mult succes în continuare. Dați-mi voie să mă retrag pentru că vă mai așteaptă un eveniment și mulțumim frumos. O să spun eu câteva cuvinte. Bună ziua și vreau să începem a mulțumi pentru invitație domnului primar. De asemenea, sunt onorat să fiu astăzi aici alături de dumneavoastră și sunt bucuros să văd că pe lângă proiectele de infrastructură și de investiții ale primăriei, domnul primar acordă o atenție deosebită și unor astfel de evenimente prin care promovăm mari români. Se apropie ziua noastră națională și sunt bucuros să văd că alături de noi sunt foarte mulți reprezentanți ai generației tinere și cred că este important ca și domnilor să cunoască poveștile acestor mari români, care nu sunt doar mari români, sunt au o amvergură universală. Vreau să vă spun că am privilegiul de a păși fiecare dimineață în drumul meu către biroul de la Ministerul Transporturilor, pe lângă biroul unde a lucrat domnul Angel Salini în perioada când a deținut funcția de ministru al lucrărilor publice, așa cum se numea atunci actualul Minister al Transporturilor și Infrastructurii. Încă o dată mulțumesc domnului primar pentru invitația de a fi prezent astăzi de aici și îl felicit și doresc mult succes în continuare. Și eu vă mulțumesc. Invităm un pic pe domnul director să ne duc un pic în lumea căilor ferate și a infrastructurii rutiere specifice. Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu aici, la Târgu Ocna. Apropo de întâmplări, chiar acum vreo 2 sau 3 ani, soția spunea, zice, uite, n-am fost la Sunic Moldova și n-am fost la Târgu Ocna. Așa, hai să ne facem un concediu acolo. Și am urcat în mașină și am venit aici cu mare drag. Am găsit o zonă primitoare, o zonă foarte frumoasă, o zonă încărcată de istorie, încărcată de simboluri, încărcată de românism, pot să spun. Deci peste tot găsim ceva realizat prin forțele noastre, de către oamenii noștri și cu sufletul nostru aici unde ne aflăm. Ca o mică paranteză pot să vă spun că în timpul liber îmi place să fac și fotografie feroviară în peisaj
Și chiar i-am promis soției că o să mai venim, pentru că toată această linie de la Târgu Ocna și până la Ghimeș este opera inginerilor români la care și-a adus aportul și inginerul Anghel Salini. Deci este o zonă foarte, foarte bogată din punct de vedere al subiectelor. Acum să revenim. Anghel Salini a fost un inginer. Ce face un inginer? Eu vă spun că eu sunt de profesie inginer, dar încerc să mă transpun în personalitatea inginerului Anghel Salini. Ce face un inginer? Un inginer trebuie să găsească soluții. Există niște probleme. Cum rezolvăm aceste probleme? Inginerul este cel care vine cu soluția. Așa se face. Se realizează acest obiectiv și apoi toată lumea beneficiază de urma realizării acestui obiectiv. Acum, dacă stăm să ne gândim, bogățiile României, vorbim de 1800 și ceva, deci după 1870, bogățiile României trebuiau să fie exportate. Sarea putea fi vândută celor din jur, dar ca să poată să beneficieze și să prospere zona, trebuia să ajungă la Dunăre, trebuia să ajungă în alte zone pentru a putea fi vândută și în felul ăsta banii să se întoarcă aici în comunitate pentru a se putea dezvolta. Așa este și sarea, așa este și petrolul, așa este și cărbunele și așa mai departe. Pentru asta, cu siguranță, exista mina de sare. Dar problema se punea de transport. Cum facem să transportăm această sare de la mine până pe un vapor care să ia calea Europei? Și atunci, până în 1884, această sare era cărată cu căruțele, cu care. Dar, în 1884, sub un mare inginer Anghel Salini, în colaborare cu alți ingineri, pentru că nu a fost un singur specialist care s-a ocupat de această linie de cale ferată, a ajuns calea ferată, deci în 1884, la Târgu Ocna. Tocmai pentru a putea facilita transportul acestei sări. Dar, și aici o să fac legătura cu ingeniozitatea inginerului Salini, dar această sare trebuia transportată de la locul de extracție, din mină, până în vagoane. Trenul putea transporta o cantitate foarte mare repede, din mină să scotea suficientă sare, problema era de transport între mine și vagon. Și acum o să fac o mică paranteză. Cum au apărut căile ferate? În Anglia era cam aceeași situație. Se exploata foarte mult cărbune, erau foarte mulți cei care vreau să cumpere cărbune și lanțul se rupea între mine și cei care vreau să cumpere. Și atunci englezii s-au gândit să inventeze o mașină care să poată să transporte mult mai mult de unde se exploatează până unde se cumpără. E, trecând peste această paranteză și revenind la Târgu Ocna, calea ferată a ajuns în 1884 în gara la Târgu Ocna. Exista o magazie de sare unde se aducea sarea cu carele și era încărcată în vagoane. Dar trebuia scoasă din puți, încărcată în care, transportată câțiva kilometri până la gara și apoi din nou descărcată și încărcată în vagoane. Aici era o problemă. Și atunci a fost nevoie să se găsească o minte luminată, o minte care să poată să născocească ceva ca să simplifice și să ușureze munca. Și atunci a fost inventat, atunci a fost născocit de către mintea iscoritoare a celebrului inginer Anghel Salini, acest teledinamic, sau american, cum se numea la vremea respectivă. Inaugurat în 1885, iată, deci la un an după ce s-a deschis linia de cale ferată la Târgu Ocna, acest teledinamic era practic un funiculat. Era ceva simplu, era construit pe niște stâlpi de lemn. Chiar aici, în sală, puteți să vedeți anumite detalii de la acest teledinamic. Care ce făcea? Exact de la puțul de unde se scotea sarea la suprafață, era încărcat în acest teledinamic, care avea două cabluri. Un cablu pe care era susținută greutatea vagonetului cu sare, iar celălalt cablu folosea pentru mișcarea lungă acestui cablu a vagoneților cu sare. Vagoneții cu sare ajungeau până în magazie la Târgu Ocna, în gară, unde direct din vagonetul care era scos din subteran, se vărsa în vagon. Iată, deci, sarea ajungea mult mai repede de la locul de unde se exploata până la locul unde începea să fie transportat. De ce s-a apelat la această soluție? Pentru că construirea unei linii de cale ferată mai departe ar fi costat foarte mult și nu exista posibilitatea de a se construi repede. Dar acest dinamic a fost construit repede și a avut beneficiile sale. Mai mult, în 1886, linia a fost prelungită până la stația Saline. Stația Saline era mai mult o stație industrială, unde soseau vagonele goale și de unde se speriau trenurile încărcate cu sare. De la Saline exista o linie care mergea chiar până în Salină și
Practic, din Salin erau încărcate direct vagoane. Dar asta avea în 1886, când acest teledinamic s-a renunțat la funcționarea lui, pentru că deja se putea încărca direct în vagoane. Apoi, linia se construiește mai departe, tot cu sprijinul inginerului Anghel Salini. Uitați-vă la podul de vechi, la dantelăria de poduri, uitați-vă ce bine seamănă cu bine cunoscutul pod de la Cernavodă. Iar aceste construcții au rămas și până în ziua de azi și au făcut legătura, prima dată până la Comânești, cu legătura la Măinești, la zona petrolieră, și apoi mai departe până la Ghimeș, pentru că această bogăție, sare, să poată să fie trecută dincolo de Carpați, să poată să fie exportat. Deci, aceste valori se întorceau aici și se putea dezvolta această zonă. Ce este important? Important este să ne gândim că pentru a realiza ceva, trebuie să prima dată să visăm. Și aici mă adresez în primul rând celor mai tineri. Trebuie să visăm, trebuie să ne gândim la ceva. Apoi trebuie să avem cunoștințele pentru a realiza acel vis. Și apoi trebuie să avem și tăria interioară de a duce până la sfârșit acest vis. Cel mai bun exemplu pe care îl putem vedea și care îl avem lângă noi și pentru care ne-am adunat astăzi, este inginerul Anghel Salin. Dacă vă gândiți că oamenii mergeau cu carele și cu pluta pe Dunăre și cineva a construit acel pod, care și astăzi, inaugurat în 1895, și astăzi circulă trenul, eu am venit acum 3 ani de zile cu trenul de la Mangalia, care era închis podul nou, pe podul vechi. Niciun fel de problemă, funcționează perfect. Deci să ai un vis, să ai cunoștințele ca să-ți îndeplinești visul și să ai și tăria să o duci până la cap. Iată, deci, așa a fost și teledinamicul, așa au fost și aceste clădiri de la linia de cale ferată. Uitați-vă, clădirea din gara Târgu Ocna, clădirea din gara Saline, sunt clădiri cu arhitectură pur românească. Sunt create de către ingineri împreună cu Elie Radu, împreună cu Anghel Salin, împreună cu alți ingineri români, sunt niște clădiri durabile. Uitați-vă, de exemplu, la gara Saline și mai sunt câteva gări de acest tip în România. Nu s-a făcut nimic în afară de vopsirea lemnului. Este cărămida aceea originală și este într-o stare impecabilă. De ce? Pentru că acești oameni care trebuie să fie niște exemple și niște modele pentru noi în viață, nu au făcut niciun fel de rabat la calitate. Nu s-au gândit la ei, ci s-au gândit la ce va rămâne după ei. Deci trebuie să ne punem toată gândirea, toată forța și toată seriozitatea în ceea ce facem. Și așa vor rămâne lucrurile după noi, peste ani și ani. Eu vă mulțumesc. Cea mai frumoasă poveste în Târgu Ocna avem un distins istoric, un distins domn profesor care toate aceste însemnări le-a cules de pe unde a găsit însemnări, prin toate bibliotecile și prin toate manuscrisele și a construit o întreagă documentație, cărți de referință și cărți care vor rămâne pentru generațiile și generațiile următoare, domnul profesor Stoica, pe care toți îl cunoaștem, multor ani a fost și dascăl și vă mulțumim încă o dată și mă bucur că astăzi ați putut fi prezent aici, pentru că primul lucru și prima dată eu am auzit de teledinamic prin cartea domnului profesor Istoria Ilustrată a orașului Târgu Ocna, o carte de referință, o avem și aici expusă, și multe alte. Și îl rog pe domnul profesor dacă dorește să ne mai povestească ceva din istoria comunității noastre. Câteva doar adăugiri. Și de a încerca să vedem ce a reprezentat Târgu Ocna de la Belecoc, în perioada aceea de modernizare a României. Și o să găsim câteva lucruri interesante. Aici, la Târgu Ocna, își vor da întâlnire din distanță de câțiva ani doi mari ingineri constructori de căi ferate, Anghel Salin și Elie Radu, și doi mari arhitecți, Petre Antonescu și Constantin Giovor. Deci, deja am adus un fel de cremă a specialiștilor în domeniu. Trebuie știut așa, că cel mai vechi proiect de cale ferată în Moldova, cam la un deceniu după ce s-a construit prima cale ferată în Anglia. Și au existat mai multe proiecte,
unele mai fanteziste, exista și o cale ferată care trebuia cu tracțiune animală, care mergea undeva până în zona Siretului, după aceea cu Siretul până la Galați. Deci au existat foarte multe până la aprobarea proiectului minerului englez Crowley și finalizarea însă va fi cea datorată inginerului Angel Salini, care ajunge cu calea ferată la Târgu Ocna, Gara Mare, în orașul Noi, pe 24 iulie 1984. Acolo era un punct termic. Lângă gară erau depozite de mărfuri pentru toate care aprovizionau toată Valea Turcii. În apropiere era o cazarmă cu companii ale regimentului Bacău numărul 27, care asigurau paza. În centrul orașului era altă cazarmă care găzduia batalionul 4 Vânători Iași și care asigurau paza deținuților de la penitenciar. Deci, până la construirea altei saline, la Gara Mare era un centru întreg comercial. Deci tot ce vroiai acolo. Deci era o îmbulțeală excepțională de mărfuri care erau aduse cu cărâțele de la Palanca până aici, din toată zona. Deci acolo era un furnicar. Și tot de acolo porneau birjele spre stațiunea Băile Slănite. 100 de birje la începutul secolului 20 luau calea Slănite. Aici spunem noi că a fost un schimb de ștafetă. Pentru că ceea ce începuse Angel Salini, această operă cu construirea căi ferate, cu primele poduri duble, feroviar și rutier, cum este cel de la Unești, cu gara mare, cum o vedeți, da? Cu castelul de apă, așa, cu teledinamică, care a fost o invenție care, pe moment, a reprezentat o contribuție financiară importantă pentru transportul sării. Această operă a fost preluată de Elie Radu, tot inginer moldovean, tot genial, tot inventiv și extrem de responsabil, care va construi de la Târgu Ocna până la Palanca calea ferată cu cele două tuneluri pe care le știți, Salina Goioasa, cu ramificația de la spre Moinești, cu gara de la Comănești, care este sora geamănă a celei de la Curtea de Argeș și este după un proiect din unei gări din Lozan, din Elveția, și tot Eliradul toate podurile spre Slănic, inclusiv acel pod care trece Slănicul cu arcatură, care este cel mai vechi pod armat boltit, construit în România, pe care l-a pictat Gheorghe Petrașcu și a făcut cadou ministrului transporturilor din acea vreme, Barbu de la Vrancea. Și dacă continuăm cu acești mari constructori, vedeți Palatul Administrativ, care este o bijuterie realizată de Petre Andronescu, cel care a făcut și primăria Bucureștiului și multe altele. Iar Constantin Giogolea, arhitect care e născut în Târgu Ocna, a ridicat monumentul mauzoleului eroilor de pe Mândra și a construit superbul teatru Pastia de la Focșani. Și l-a admirat. Deci, într-un fel, aici la Târgu Ocna s-au întâlnit mari spirite și mari oameni ai vremii. De aceea mă gândeam asta așa mai mult ca o reflexie. Dacă tot s-a făcut piațeta aceasta publică, ce-ar fi jos, în loc așa cum pentru actori se pun stele,
am putea și noi scrie numele celebrităților pe care orașul l-a dat de-a lungul vremii. Chiar așa, promenadă prin munte, întâlnești avocați, întâlnești pictori, ingineri, medici, celebri și așa mai departe. Și tot, cum zic eu, tot un act de cultură și de înălțare sufletească. Ar fi foarte multe de spus. Angel Salini rămâne între mari personalități. În dicționarul pe care l-am publicat, eu îi denumesc oameni de seamă și reprezint unul din oamenii de seamă care sunt legați, au legături invizibile, dar trainice cu vorbea noastră. Pentru cei tineri, dacă veți citi și istoria ilustrată, dar și albumele care le-am publicat, o să redescoperiți un oraș care arăta cu totul altul și care, într-adevăr, acum un secol, era centrul economic, cultural, spiritual al Băieților. Și acum două secole era de 10 ori mai mare decât Bacău. Ca să vedeți timpul, cum trece, cum schimbă, cum se schimbă lucrurile. Dar ceea ce e cu adevărat trainic, frumos, rămâne necăriu. Bazată doar pe ceea ce ne provoacă în fiecare zi. Infrastructură, trotuare, asfalt, beton, știu eu, diverse alte, iluminat public și asta. Mai are și actul de cultură, mai are și actul de creație, ceea ce este un lucru extraordinar, ca să ne definește ca oameni. Dincolo lucrurile se fac, uneori se fac mai repede, alteori se fac puțin mai cu provocări mai mari, dar important este că se fac. Și dacă ani în urmă, domnul profesor și împreună cu distinsul pictor local, domnul Nechita Burculeț, domnul Mihai, creau și au adunat trei simboluri, frumusețea, credința și eroismul. Eu cred că aceste lucruri ne definesc ca și comunitate. Și o să descoperiți voi, tinerii, ce înseamnă sau de ce au fost gândite aceste simboluri. Dar aia va fi o altă lecție de istorie. Eu acum îl invit să ne spune un pic, să ne aducă din, în peisaj sau în ziua de astăzi și distinsul domnul Bucur. Atunci aș vrea să-i spun domnului profesor Stoica, că într-adevăr Bacul privește cu invidie peste dealuri, peste munți, ne vadă pe Valea Totușului cât de frumoase sunt orașele, cât de bogate sunt, ce patrimoniu există pe această vale care pornește din Abal înspre Amonte de la Adjud și merge până în Carpați. Și vreau să doar atât să vă aduc aminte că ai noștri strămoși țineau foarte mult acest patrimoniu, atât de mult încât atunci când s-a terminat războiul balcanic al doilea, în 1913, peste vreo două zile sau peste câteva zile vom sărbători ziua noastră națională, de 1 decembrie. În 1913, când s-a terminat războiul al doilea balcanic și România era un stat învingător și s-a încheiat un tratat, atunci România a cerut cadrilaterul, nu l-a cerut așa ca pe o pretenție nejustificată, a spus că are nevoie de cadrilater ca să apere podul, ca să poată apăra podul, ca să fie ca un fel de baraj în fața podului construit de Angel Salini peste Dunăre. Așa a justificat Titu Maiorescu, cel care conducea aceste tratate de pace, acest tratat de pace, așa a justificat luarea cadrilaterului, alipirea cadrilaterului la România, care se pregătea să crească. Iată, așa se întâmplă la 1913 și eu vreau acum să facem un act peste timp și să vă aduc aminte că avem o mare datorie față de cele pe care ni le-au lăsat cei dinaintea noastră. Avem poduri peste care nu mai putem să mai trecem, chiar dacă podurile sunt de fapt niște metafore. Podurile sunt niște metafore despre cum putem să unim lumile. Și vreau doar să vă aduc aminte, dragi oaspeți, că există un pod la Onești, despre care noi ați spus vorbire,
un pod rutier care este alipit, este pe aceleași cule și pe aceleași pile de zidărie, precum podul feroviar și pe acel pod rutier, un pod la fel de romantic ca toate podurile din filmele americane. Și trebuie să vă spun că toate podurile pe Valea Trotușului, atât cele rutiere, cât și cele feroviare, sunt la fel de romantice precum podurile din filmele pe care le puteți căuta și să le priviți. Joacă mari actori în filmele despre podurile americane. Ei bine, avem un pod la Onești, peste care nu mai putem să mai trecem. Există o barieră în față și o barieră în spate, pentru că tablierul nu mai este chiar atât de în siguranță și am călcat peste porți care ar putea să se prăbușească. Cât de frumos ar fi să putem să admirăm Trotușul de acolo, de pe acest pod, de pe această dantelărie, domnule ministru. Despre această dantelărie să putem să privim în amonte și în aval Trotușul, de pe această dantelărie pe care noi nu mai putem intra. Putem să o privim într-adevăr, să o iubim de la distanță, dar nu putem să călcăm peste acest pod. Și aceste pod, mai ales cele rutiere, aici pe Valea Trotușului, sunt într-adevăr, cele feroviare sunt sigure, dar peste ele zburăm și uneori nu avem timp să ne oprim. Dar cele rutiere, unele sunt doar în conservare, pe celelalte trecem cu mașina și avem timp o clipă să privim cerul de pe aceste poduri cu dantela asta de metal. De asta cred că suntem datori și nu numai față de poduri, ci și față de aceste gări care, într-adevăr, marchează ca niște bijuterii. Sunt ca niște perle pe linia ferată. Și cred că va fi o vreme când vom avea suficientă răbdare să redescoperim România în general și Valea Trotușului, pe care trebuie să o iubim în particular. Vă mulțumesc pentru secunda pe care mi-ați oferit-o. Și sigur, multe alte lucruri ar trebui spuse. Cred că Anghel Salin trebuie să fie un model pentru noi toți. Să supraviețuiască veacului atâtea nu e deloc puțin lucru. Aș vrea și noi să ne gândim atunci când tragem o linie sau batem un cui, să ne gândim la acest exemplu al lui Anghel Salini. Un inginer care nu era numai decât, sau el a zis mereu despre el că este român, dar dacă își privea antecesorii, vedea că veneau din Franța, veneau din Polonia. Cu toate astea, foarte repede a devenit și s-a simțit și a iubit această țară așa cum trebuie să o iubim și noi. Și acum chiar mă opresc și vă mulțumesc. Domnule Călilie, cofondatorul acestui proiect. Da, eu aș numi și mă simt onorat, domnule ministru, domnule primar, domnilor colegi, știu eu, dragi elevi, mă simt onorat să fiu astăzi în fața dumneavoastră și să spun câteva cuvinte despre marele savant Anghel Salini. Dar, în primul rând, așa cum a început să explice doamna Cornelia Preoteasa cum a demarat acest proiect sau cum a fost gândit din start, mă simt printre vinovații de serviciu, ca să numesc așa, pentru că într-o zi de lucru, când eram în activitate încă la Salina și eram în funcția de director, m-am trezit cu două doamne deosebit de prezentabile și cred că uitați la doamna Cornelia și vă imaginați că nu poate fi refuzată, în momentul în care vine și pertinent și foarte corect explică niște lucruri despre un mare savant, despre care eu personal am învățat câte ceva și am citit înainte de venirea lui doamna Cornelia, nu, am învățat ca orice elev la școală. Și ca inginer am accesat fără niciun fel de îndoială la proiectul respectiv datorită faptului că Anghel Salini, așa cum spunea și domnul profesor Stoica, un mare constructor, un inginer de prestigiu, ca și el eram inginer. Și nu puteam să nu aduc o mică, cât de minusculă contribuție la evocarea acestei prodigioase activități care a avut-o marele savant. Acum în sală astăzi s-a spus câte puțin despre pod, despre funicular mai mult. S-a vorbit foarte puțin despre calea ferată și despre realizările mărețe ale marelui savant și a colectivului său. Că de fapt dacă alături de Anghel Salini a lucrat și Ilie Radu și alți mari arhitecți ai vremii,
totuși Angel Salini a avut meritul să creeze acel colectiv și să-l adune într-un nucleu de creație și de proiectare și de muncă, iar printre marile realizări, eu aș vrea să aduc în atenția celor mai tineri astăzi, pentru că nu a construit numai căi ferate, numai gări și legătura cu substanțele minerale utile. Deci el a gândit în ansamblu o dezvoltare a întregii societăți din punct de vedere constructiv și a adus contribuția la construirea silozurilor de cereale de la Galați și de la Brăila și a adus contribuția la proiectarea și realizarea portului Constanța și a portului Galați, dar a lucrat cu acest colectiv de proiectare și cercetare foarte laborios. Poate sunt lucruri care nu sunt cunoscute, eu doar le amintesc la aducțiunile de apă ale orașelor, chiar Comănești, dar și Timișoara, dar și o parte, din câte știu, și o parte din aducțiunea de apă din București. Deci sunt niște realizări într-o perioadă relativ scurtă. Deci nu a avut la dispoziție o viață întreagă. A învățat foarte mult, ceea ce este, adică înseamnă foarte multă muncă ca să ajungi să ai niște realizări de o asemenea învergură. Acum, bun, sunt lucruri care astăzi noi le evocăm și ne amintim cu drag de ele. Dar gândiți-vă că ne servim de aceste realizări. Încă, unele nu mai putem, cum spunea domnul Bucur, nu mai putem să le utilizăm, pentru că vinovații de serviciu suntem tot noi, că într-o oarecare măsură le-am lăsat să ajungă în situația de a nu mai putea fi utilizate. Dar acele realizări sunt încă multe, foarte utile societății noastre de astăzi. De asta o mare propunere, o mare. E o propunere a mea. Cred că ar fi bine ca orice element, orice obiectiv să poarte o siglă, să poarte o placă comemorativă în onoarea Marelui Savant și să se știe de către generațiile actuale. Eu chiar nu știu dacă ar fi o lecție de istorie, domnul profesor, câți dintre elevii de astăzi ar ști că podul de aici, sau podurile, salva de poduri de pe Trotuș, ca și tunelurile, au fost realizate de acești mari savanți, mari ingineri. Și am făcut această, să-i zic, nu neapărat pleadorie, nu neapărat că am fost alături de proiect pentru că am fost neapărat inginer. Dar inginerii mineri, eu sunt inginer minier de profesie. Inginerii mineri sunt toți ingineri constructori. Dacă inginerii cu adevărat constructori construiesc la suprafață, așa cum vedeți dumneavoastră aceste mari realizări ale savantului Angel Salini, inginerii mineri sunt constructori în subteran. Lucruri care la anumite zăcăminte se pot vedea, cum sunt cele de la Salina Târgu Ocna. Am mai făcut acest lucru dintr-o preocupare a mea permanentă. M-a preocupat totdeauna, dar totdeauna, în activitatea mea, m-a preocupat imaginea unității din care eu fac parte, unde îmi desfășor activitatea, și, bineînțeles, imaginea localității în care eu trăiesc și copiii mei trăiesc. Din această cauză am accesat la acest proiect, pentru că Angel Salini își pusese amprenta și asupra unității, dar și asupra localității Târgu Ocna. Aș mai vrea să fac o remarcă și să mulțumesc totodată că la acest proiect, la momentul respectiv, și-au adus contribuția nu lipsită de importanță și muzeul primăriei, împreună cu domnul primar și cu domnul de la muzeu, îmi scapă numele. Așa. Dar în mod deosebit și doamna Lungu Dana, care ne-a găzduit și a făcut posibilă, nu numai niște interviuri care le-am făcut noi pe o vreme din aia care nu dai nici câinele afară, nu numai faptul că, dar a făcut posibilă
vizionarea în toate punctele în care s-au ținut aceste conferințe sau aceste vernisaje de fotografie în memoria lui Angel Salini, noi le-am putut auzi, am putut comunica, le-am putut vedea. Drept pentru care îi mulțumesc lui doamna Cornelia, dar vă mulțumesc în aceeași măsură și dumneavoastră tuturor. Iar în ce privesc aceste tablouri care au fost plătite, ele cu adevărat s-au întors acasă și aș avea rugămintea la colegii de la Salina, dacă le găsesc locul, pot fi expuse, dar tablourile, cu mare drag, eu le las unității, astfel încât să aducă aminte atât colegilor, cât și publicul larg vizitator despre cel care a fost Angel Salini și părticica lui de viață care a lăsat-o pentru sare aici la Târgu Ocna. Vă mulțumesc frumos și îmi cer scuze. Târgu Ocna, acolo într-o oază de sănătate și de turism, să găsim o expoziție și aici trebuie să-i mulțumesc domnului director că se preocupă ca să găsească un spațiu să așeze aceste frumoase lucrări și sutele de mii de turiști care vin să viziteze acest obiectiv, să le descopere sau alții să le redescopere. E un lucru extraordinar și aici mă bucur că este alături de noi domnul director, împreună cu echipa din care face parte și care lasă amprente în fiecare zi pe dezvoltarea comunității noastre. În primul rând, mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru lecția de istorie făcută de antevorbitorii mei, pentru că am învățat lucruri foarte interesante. Așa cum antevorbitorii mei au vorbit despre istorie, eu aș vrea să vorbesc puțin despre viitor. Dar cu ajutorul istoriei, cum a și zis domnul Ilie, exponatele vor fi amplasate în interiorul Salinei. Am găsit deja un loc în care pot fi expuse și aș putea zice că nu numai că vor fi expuse doar acestea. Colecția se va mări și cu alte exponate și inclusiv într-o discuție anterioară am vorbit despre o machetă care să evoce contribuția marelui inginer la dezvoltarea comunității și a Băii Trotușului. Ce pot să spun este că va fi o galerie dedicată marelui inginer în viitoarea bază turistică care se va deschide în Minele Vechi. Mine care sunt încărcate cu istorie, cu foarte multe exponate, care vor fi expuse publicului. Mulțumesc mult! Acum, de viitor, aici îl rog pe distinsul prieten, domnul Bucur, să lanseze așa provocarea care mi-a spus-o mie odată cu o idee de proiect cultural, turistic, cu acel tren care să interesant care să se deplaseze dinspre Adrut, spre Comănești, spre Comănești în primă fază sau chiar în Ghimeș și să redescoperim niște case valoroase, niște conace. Dar acum cum mă gândeam că, știți, uneori suntem întrebați noi cei de la muzeu unde ar trebui să ne aducem patrimoniul în caz de nenorociri. Și nenorocirile nu sunt prea îndepărtate. Pot veni peste noi oricând. Și m-am gândit mereu și mă gândesc și acum că trebuie să ne lăsați și nouă un loc secret în salina dumneavoastră, în vechile mine, unde cred că temperatura este constantă, unde cred că umiditatea este constantă. Cred că n-ar trebui să fac lucrul ăsta public, nu? Pentru că ar trebui să fie un secret între noi. Sigur. Dar cred că patrimoniul muzeului din Bacău, patrimoniul întregului județ Bacău, patrimoniul acestei instituții, în caz de mare pericol, tot acolo la dumneavoastră ar trebui să ajungă pentru, sperăm, cât mai puțin timp. Pentru că nenorocirile de obicei trec și vine iarăși pacea și lumina. Într-adevăr, am vorbit mereu și m-am gândit mereu și m-am gândit cu domnul primar împreună cum am putea să facem un drum
cu o locomotivă mai nouă sau mai veche, nu știu exact, probabil că există o legislație care pune niște piedici sau poate ajutăm, astfel încât trenul să poată opri în toate haltele care pornesc de acolo de unde trotușul se varsă în Siret și merge trenul până la acolo unde linia începe să fie atât de abruptă și se intră într-o un pic altă lume. Și acel tren ar trebui să se oprească. Cred că dumneavoastră știți la fel de bine, dar pentru oaspeții noștri distinși și oaspeților noștri le reamintesc că trenul acesta ar putea să oprească pe la Căiuți, din Adjut plecând, și pe la Urechești, unde ar trebui să se vadă un mare balon pe care îl folosea armata română în primul război mondial ca să facă observațiile. Ar trebui să meargă mai departe la Căiuți și să ne amintim acolo în preajma castelului, în preajma palatului, construit de rosetești, pentru că roseteștii de acolo și aveau importanții rosetești, care au fost militari și oameni politici. Să meargă mai departe trenul nostru și să oprească la Borzești, dacă se poate, și la Borzești acolo să vizităm biserica pe care au construit, pe care a construit-o Ștefan cel Mare și a scris acolo pe pisania ei, o pisanie este de fapt o scriere, e un oximoron, dar scrie acolo că e nu numai pentru această biserică, ci este și pentru părinții lui. Și de asta noi credem că acolo s-a născut Ștefan cel Mare, pentru că dacă el a scris pe această pisanie faptul că e și pentru părinții lui și pe alte pisanii n-a scris, nici la Voroneț și nici la Război și nici în alte titlurii ale sale. De asta noi credem cu toată tăria și cu toată puterea și cu toată legitimitatea că Ștefan cel Mare al nostru s-a născut acolo la Borzești. Și trebuie să meargă mai departe și după ce a trecut pe podul de la Urechești, să treacă într-adevăr pe podul de peste Trotuș, după ce s-a oprit în gara Onești. Și e prea lungă povestea? Ar trebui să fie mai scurtă, nu? Cred că sunt niște copii care vor să plece. Dar, copii, aveți o moștenire pe care, cu adevărat, trebuie să o luați și să o iubiți așa cum o iubim, poate și mai mult decât o iubim noi. Și atunci trenul ăsta să meargă, să oprească o clipă și la Onești și acolo să vizităm biserica Sfântul Nicolae, de exemplu, unde a pictat un pictor care s-a născut la... care a fost coleg de școală, putem spune, cu Anghel Salini, e vorba despre Gheorghe Tătărescu. Pentru că există ipoteza plauzibilă că acea catapeteasma bisericii a fost pictată tot de un focșenean, de Gheorghe Tătărescu. Și trenul după aceea să meargă mai departe și să treacă de peste podul de care vă ziceam, podul acela atât de frumos, peste Trotuș, podul acela pe care, pe aceleași culei și pe aceleași pile de zidărie, adăpostește de fapt și trenul și adăpostea de mult și trăsurile și mașinile. Și acum ar trebui să fie un pod rutier, pe care să, de unde să vedem cât de frumoși sunt munții noștri, munții Nemirei, și să vedem și culmea Berzunțiului, cred că se vede un pic, dar sigur se vede capăta, se vede vârful capăta, și apoi trebuie să meargă mai departe și să ajungă pe la castel, pe la castele care n-au mai rămas și care sunt întregi și frumoase, să ajungă mai întâi la Târgu Trotuș, cred că trebuie să ajungă trenul, și acolo să oprim iarăși o clipă și să vedem o biserică cu o catapeteasmă de zid, în care se mai văd încă ctitorii pictați. Trenul să meargă mai departe, nu? Cred că sunt ajutați de colegul meu, Alin, al dumneavoastră, Alin, care este încă la fel de, dar e mai, un pic mai tăcut, e un pic mai discret decât mine, dar le știe la fel de bine precum le știu și eu. Și trebuie să meargă mai departe după ce trece de Târgu Trotuș, care de fapt este locul vechi de unde se administrau aceste mine. Trebuie să meargă mai departe și să oprească în sfârșit și în frumosul dumneavoastră oraș și să ne amintim că aici a coborât și Ion Creangă. A coborât Ion Creangă, sigur, nu în gara Salina, ci a coborât în gara Mare. A coborât în gara Mare Ion Creangă, care venea să-și trateze neajunsurile, neputințele. Și după aceea a luat răsura și cred că unul dintre vizitii trebuie să fi fost străbunicul vostru. Și unul dintre vizitii l-a dus până la slănic Moldova și acolo și-a făcut necesarele băi, astfel încât sănătatea lui să se îmbunătățească. Și după ce se vizitează acest oraș, care pe zi ce trece se limpezește. Asta înseamnă așa, că patrimoniul lui
este din ce în ce mai bine pus în valoare. E foarte ușor să demolăm tot. E foarte ușor să punem totul la pământ. Și să credem noi că suntem mai buni și mai deștepți decât cei dinaintea noastră. Dar, de fapt, atunci când îi iubim pe adevărat și ne iubim pe noi și ne iubim țara noastră, atunci când știm să-i recăpătăm patrimoniul. Și acest oraș, și acum veți spune că domnul primar m-a chemat și de asta eu sunt atât de prietenos și nu fac nicio critică. Dar adevărul adevărat este că dintre toate orașele din județul Bacău, simțământul meu intim este că orașul dumneavoastră și are și păstrează cu grijă ceea ce a primit. Spre deosebire de alte orașe, care nu numai că n-au primit mult, dar și ce au primit demolează. Știți, e ca în Biblie, unde se spune că ăla care a primit un talent i s-a luat și ăla. Ei bine, avem orașe în județul Bacău, care și ăla, și micul lor talent stau încălțind în gropa, ca să nu spun altceva. În schimb, la dumneavoastră am văzut că, și văd, de ani de când vin aici la dumneavoastră, pentru că uneori însoțesc pe colegii de la Direcția pentru Cultură, văd cum înflorește vechiul la dumneavoastră, ca să folosesc o metaforă, cumva care să acopere această realitate a orașului dumneavoastră. Trenul trebuie să plece mai departe, pentru că trenurile stau puțin. Trenurile stau mult numai când în fiecare gară era și o mare cârciumă și un mare restaurant și coborau și stăteau la masă pasagerii, aveau tot timpul din lume, pentru că orice călătorie cu trenul era o călătorie de plăcere. De asta Caragiale și-a avut restaurantul într-o gară. De asta Dobrogeanu Gheorghe a avut un restaurant într-o gară, pentru că atunci când trenul oprea, oamenii coborau, mâncau, se simțeau bine, ascultau fanfara, fiecare oraș avea o fanfară și fiecare și fanfara cânta cu mare aplomb în aceste gări, cum este gara mare a dumneavoastră. Ei bine, astăzi trenurile stau mai puțin în gări, oamenii fug, oamenii nu au timp. Dar de mult așa făceau. Și trenul acesta de plăcere, pe care trebuie să-l facem noi pe Valea Trotușului, va sta un pic mai mult. Dar nu pe o linie moartă, pe o linie care trebuie să meargă mai departe și vom merge mai departe și tot pe această Valea Trotușului vom ajunge în preajma Dofteanei, unde trebuie să coborâm aici și să vizităm castelul de la Dofteana, care este o bijuterie, folosesc a treia oară, cred că acest cuvânt, dar nu se poate să nu-l... Și o bijuterie aflată într-un parc undeva pe malul Trotușului. Apoi trebuie să meargă mai departe și o clipă să se oprească și să admirăm gările care încep să fie din ce în ce mai frumoase și încep să capete un stil nou, care este stilul neoromânesc. Gara dumneavoastră, gara mare, este un palat adevărat, este un palat neoclasic. Dar de aici începând încep să fie gările, palatul dumneavoastră administrativ este un edificiu de tip neoromânesc. Dar gările în continuare până la Ghimeș încep să fie de tip neoromânesc, adică acest tip arhitectonic, care cumva, vedeți, gările astăzi se construiesc din ce în ce mai neutre. Dar de mult o gară era un exemplu de patriotism. Și noi prin gările noastre trebuia să arătăm cine suntem. Și gările de pe Valea Trotușului arată mult mai bine decât gara din Bacău, de exemplu, cine suntem. Gara din Bacău arată cine este și orașul, nu e New York-ul, dar e un oraș ca oricare altul. Dar gările dumneavoastră de pe Valea Trotușului arată că suntem români, pentru că au fost arhitecți care au gândit acest stil, care se numește stilul neoromânesc. Și aș vrea mereu, trebuie iarăși să întrerupem, nu, povestea sau... Ar trebui să ne gândim să o continuăm. Pentru că trenurile merg mereu mai departe. Și trenul acesta de plăcere trebuie să meargă mai departe și după ce a trecut de Valea Uzului, nu avem timp să urcăm creasta Nemirei, cu toate că nu există un loc mai frumos, un loc magnific, cum este acest munte al Nemirei, de unde se poate privi de cadre pe un acoperiș tot județul Bacău, cu excepție. De pe vârful Nemirei nu se vede orașul dumneavoastră, din păcate. Se văd toate orașele. Reușim să vedem toate orașele, dar orașul nostru nu se vede pentru că este măgura ochnei, barează cumva privirea și nu putem să vă vedem de acolo, pe acest acoperiș al județului Bacău. Dar știm că sunteți aici. Ați fost cu toții, nu? Pe acest vârf, pe această creastă, în acești munți ai Nemirei. Cel mai ușor se poate urca într-adevăr, de pe Valea Uzului. Apoi trenul merge mai departe și ajunge la Comânești, facem o abatere la Moinești și apoi trenul merge mai departe și cred că trebuie să oprească la o gară monumentală. Mai monumental între gara voastră, care este gara Ghimeș. Și orice tren merge mai departe. Discursul meu însă trebuie să se oprească aici. Vă mulțumesc! O idee de proiect care, știu eu, poate generația voastră îl va pune mai în valoare.
cu lucrurile frumoase întotdeauna lasă amintiri frumoase. Eu spun să facem o pauză în această lecție de istorie, să o redescoperim în alte și alte cursuri. Urmează peste câteva zile, peste doar două zile, Ziua Națională României și eu vă invit să fim alături împreună în noua provocare a piațetei orașului Tribunal, acum îmbrăcat în alte haine. Nu este întâmplător că ceea ce a povestit domnul Bucur este prezent aici și colegul și prietenul nostru și vecinul nostru, domnul primar al localității Târgu Trotuș, este aici, a vrut să fie mai discret așa într-un pol și îi mulțumim că a venit. Deci iată câți oameni astăzi au reușit ca să-și armonizeze agendele și să facem așa o mică lecție de istorie, de frumos, de patriotism, de respect în primul rând pentru oamenii care au scris istorie. Vă mulțumesc tuturor! Și noi vă mulțumim și dacă îmi permiteți să folosim de două ori cuvântul patriotism. Cu siguranță și dumneavoastră și poate ați mai auzit de aproape un sfert de veac nu se mai face educație patriotică. Ați mai auzit în școli? Toți se întreabă, dar cine ar trebui să ne mai educe în spirit patriotic? Și eu m-am întrebat și am găsit răspunsul. Răspunsul știți cine l-a dat? Marele savant Traian Vuia. El și-a dat doctoratul în științe juridice, pentru cei care nu știți, și acolo a scris așa. Dacă religia este, creștinismul este religia bisericii, apoi patriotismul rămâne religia statului. Deci statul și școala și instituțiile statului ar trebui să continue educația patriotică, pentru că a-ți iubi țara este mai mult decât o datorie morală, este legea în care s-a născut ființa noastră națională. Și pentru că domnul profesor așa frumos ne-a plimbat cu acest tren, vă rog să-mi permiteți imaginar să urcăm în trenul dumneavoastră și să mergem spre Cernavodă. Ați trecut podul de la Cernavodă? Ați văzut acei piloni în apă și poate v-ați gândit cum au lucrat oamenii aceia, cum se construiesc picioarele unui pod în apă la 30 de metri adâncime. Vă invit să urmăriți pe internet să scrieți Trinitas Angel Salini și acolo veți afla povestea acestui pod pe care a spus-o marele profesor Noica, directorul Bibliotecii Academiei Române. Și atunci ne spunea o poveste extraordinară despre Angel Salini. Poate vă imaginați că oamenii mari ajung mari pentru că cineva îi susține. E, aflați că Angel Salini, în ziua în care trebuia să devină președinte al Academiei Române, s-a întâlnit o ședință la Academia Română și nu a fost votat. Nu a fost votat să fie primit în Academia Română, marele Academie. A doua zi s-a organizat de la Academia Română o plimbare cu un vas pe drumule și când s-a apropiat de Cernavodă, personalitățile de pe vas au întrebat și ce este acolo, unde este dantela aceea frumoasă de oțel deasupra apei, la care el spune este podul construit de Angel Salini, pe care aseară nu l-ați votat să intre în Academia Română. Deci destinul care ne este scris se va împlini dacă, așa cum spune, ai un vis pe care ți-l urmărești fără să aștepți de la nimeni nicio susținere. Există cineva acolo sus care te va ajuta să-ți îndeplinești visul. Vă mulțumim tare mult și în mod special doamna. Și acele trenuri de care s-a povestit mult și acele gări și acea infrastructură, în ziua de astăzi, nu pot funcționa sau nu le putem bucura de ele și de transportul decât prin sprijinul companiei de căi ferate, reprezentată astăzi aici de domnul șef de stație de la Onești și Târgu Ocna, Gara Mare, și mă bucur că a putut fi prezent aici.
și să faceți tot ce vă stă în putință ca aceste obiective să poată să aibă valoarea pe care de care s-a povestit aici și să călătorim în siguranță. Da, este un vis frumos ceea ce a spus domnul Bucur, dar necesită timp și bani. În primul rând, bani, investiții, sunt câteva proiecte de reabilitare a gărilor și în principal a gării din Fomănești, care este un model de arhitectură deosebită, cu Palatul Ghicau, care nu l-a venit la noastră în... Deja trebuie să grăbeam. Avem acolo un muzeu important, în Palatul Ghicau de la Comunești, avem un muzeu important. Și domnul ministru secretar de stat știe că se fac demersuri, se încearcă reabilitarea căii ferate, s-a vorbit foarte mult despre poduri. La fel, sunt prinse în proiecte de reabilitare, de consolidare, pentru că ele sunt, așa cum am spus, de 100 de ani. Cam atât pot să spun la momentul ăsta, dar cred că cei care vin din urmă își vor aduce aportul și probabil că la sfârșitul vieții noastre să ne bucurăm de un tren din ăsta care a spus dumneavoastră. Vă mulțumesc! Acum două zile, întreaga Românie sau zona de sud a României era paralizată și Ministerul Transporturilor era sub focul tuturor tirurilor și pentru a găsi soluții atunci de a circula cu toți în siguranță și a se deschide drumurile, iată că nu pot decât să mulțumesc pentru că și-a rupt din activitatea de specialitate și de lucru care le trebuie să le facă reprezentanții unui minister și a modificat agenda dumnealui și astăzi este prezent la Târgu Ocna, domnul ministru, și vă rog să transmiteți și domnului ministru acestui minister tot respectul nostru și că ne bucurăm că a putut să vă modifice agenda și să veniți la Târgu Ocna și ca în orice eveniment în preajma sărbătorilor de binecuvântate de Crăciun, oferim așa din partea dumneavoastră a tuturor și a colegilor din Consiliul Local și a colegilor mei din instituția primăriei un mic simbol pe care vrem să-l dăm domnului ministru. Este vorba de această lucrare care am spus mai devreme, care se numește Istoria ilustrată a orașului Târgu Ocna din cele mai vechi timpuri până în 1919, a cărui autor este aici prezent, domnul profesor Soica. Îi mulțumim frumos! Și nelipsita sare din adâncul pământului. Vă rog să primiți aici. Și aici un pliant cu... Și noi promovăm localitatea, știm cu toții, că o promovăm sub acest mic suvenir, un mic cristal de sare scos manual din salină, grație conducerilor salinei din trecut, a domnului director Ilie, a domnului director Tiba, a domnului director actual Bogdan, și cu acel simbol frumusețe credinței eroiești. Hai să vă și totodată cele care am făcut prezență, care a făcut de așa natură ca noi astăzi să fim împreună, distinției doamnei locotenent colonel în rezervă Cornelia Prioteasa, îi oferim din partea administrației locale, din partea primăriei orașului și a Consiliului Local, doamnei președinte Asociației Combat Stres RO, în semn de recunoștință și respect pentru promovarea valorilor și modelelor naționale în educația românească, pentru punerea în lumină a operei remarcabilului inginer Angel Sarino. Și la fel... O lucrare pe care tot distinsul domn profesor a invitat-o, se numește Târgul Anilor Romantici, un secol de istorie ilustrată a orașului Târgu Ocna. Vă mulțumesc tare mult, sunt onorată și credeți-mă sincer, în acest moment mi-aș dori ca dumneavoastră, care a spus așa de frumos povestea aceasta cu trenul, să creăm o garnitură care să facă posibilă ca povestea să devină realitate. Mi-aș dori ca peste cât mai scurt timp, dumneavoastră care sunteți aici, elevii la liceul din acest oraș frumos, să
ajungeți la piciorul podului de la Cernavodă, la expoziția pe care dorim să o numim La Santinelă, cu ajutorul Ministerului Transporturilor, și să servim o cafea și o plăcintă dobrogeană într-un vagon vechi, acolo, în frumoasa Valea Dunării. Sunt onorată și vă mulțumesc! De istorie din București, Muzeul Căilor Ferate, cu deosebire respect același mici simboluri. Și nu avem aici un distins oaspete pe care astăzi a revenit la Târgu Ocna și ne-a încântat cu acest tren al frumuseții. Domnule Bucur, îți minte să vă ofer. Eu vă urez tot ce este mai frumos în apropierea sărbătorilor. În primul rând, armonie în familiile dumneavoastră, în suflete. Să fim sănătoși cu toții, să ne bucurăm de sărbători, să așteptăm că în fiecare din noi, indiferent la ce vârstă am fi, tot ne uităm acolo sub braț sau lângă ușă. Parcă tot îți vine să te uiți seara, să vezi dacă n-a ajuns acolo un mic simbol. Vreau să mulțumesc și conducerilor instituțiilor școlare din oraș, care astăzi au putut fi prezenți aici, datorită, cred că câteva lecții de istorie aici sunt foarte frumoase, domnul profesor Rugină, domnul profesor Stăcescu, doamna director de la școala numărul 1, doamna Elena Voicu, reprezentanții colegiului liceului tehnologic, pentru că eu cred că asta suntem noi comunitatea, împreună. Cu Salina, cu colegii din instituții. Mulțumesc colegilor mei din Centrul Cultural care au făcut prezent și posibil această expoziție vremelnică până se vor transforma, dar vreau să știți că aici în Târgu Ocna, distinsul domn pictor Nechita Burculeț, Mihai Nechita Burculeț, a donat orașului o serie de tablouri care ele sunt expuse aici cu expoziție permanentă. Sunt lucrări, este un pictor care este apreciat și reprezentat frumos de către Uniunea Artiștilor Plastici.